Iar controversele legate de casa Roxanei Mânzatu duc la noi atacuri politice. Liberalii și cei din USR spun că nu au fost mulțumitoare explicațiile ei referitoare la legalitatea lucrărilor de extindere a locuinței din Brașov. Eurodeputații încă mai cer clarificări. De asemenea, opoziția îi critică încă o dată, dacă mai era nevoie, pe socialdemocrați, pentru că au nominalizat-o fără o consultare publică. Însă PSD se apără și spune că liberalii sunt geloși. Socialdemocrații, cei care au propus-o pe Roxana Mânzatu pentru postul de comisar, se laudă cu prestația ei la audieri în comisiile de specialitate ale Parlamentului European. S-a văzut prestația, competența și integritatea doamnei Roxana Mânzatu este dincolo de orice îndoială. A explicat, a primit aplauze la modul cum a explicat transparent problema casei din Brașov, a primit aplauze în timpul audierilor și cred că a fost mai degrabă un sentiment de gelozie a unor colegi români din PPE, mai mult decât o problemă reală și nu cred că va avea influențe în ceea ce privește desemnarea. O să se convingă și colegii noștri de dreapta, foștii colegi de coaliție și actuali colegi de guvernare că a fost o greșeală această contestare. Reacția PSD vine după ce liberalii au spus că europarlamentarii au cerut noi lămuriri legate de casa Roxanei Mânzatu. Există nevoia unor clarificări care vor fi trimise către doamna Roxana Mânzatu și de asemenea mai sunt și alte întrebări care trebuie să fie adresate. Este o procedură care este în derulare și probabil că vom fi în această etapă a întrebărilor scrise sau putem să avem de-a face cu o reaudiere a dânsei într-o altă etapă. Și sigur nu fac bine pentru imaginea României faptul că sunt discuții legate de ceea ce înseamnă casa extinsă în anumite condiții. Liberalii mai spun că dacă ar fi fost implicați în negocierile pentru desemnarea comisarului, România ar fi obținut un portofoliu mai bun decât cel social de care ar urma să se ocupe Roxana Mânzatu și USR critică modul în care s-a făcut nominalizarea. Se întâmplă atunci când ai nominalizare așa cum a făcut domnul Ciolacu, fără o dezbatere în țară, fără o prezentare al candidatului la nivel național, care dacă ar fost făcute, probabil subiectul ar fost lămurit. Socialdemocrata Roxana Mânzatu este însă susținută de Alianța pentru Unirea Românilor. Scopul acestor audieri este să vedem în ce măsură comisarii pot să-și îndeplinească atribuțiile specifice portofoliului care le-a fost atribuit. În cazul de față, în ceea ce o privește pe doamna Mânzatu, e vorba de oameni, de competențe, dar nici de cum de chestiuni care intră, din punctul meu de vedere, în sfera unor organe de anchetă din România. Avem instituții abilitate, dacă există o infracțiune săvârșită, sunt convinsă că va fi o anchetă, va fi cercetată. Parlamentul European va da săptămâna viitoare votul final pentru cei 6 vicepreședinți ai Comisiei, printre care și Roxana Mânzatu.